Bă, primul meu PC l-am primit prin clasa 1 de la Moș Crăciun. Pe vremea aia chiar credeam că mi l-a adus moșul. Aveam pe el Hercule și Tarzan și nu puteam să fac prea multe. Țin minte că cerusem un PC de jucărie și am primit unul real. Eram ceva de genul... What the fuck, boy? Bă, și vă dați seama că eram super fericit. Monitor de la mare cu tub, baban, cred că avea 20 de kg. Cât mine pe atunci. Unitatea, la fel, 20 de kg. Când îi dădeam drumul, parcă porneam aspiratorul. Așa și după ce am primit eu PC-ul ăsta, țin minte că încă câțiva ani n-am avut internet. Și era cam nașpa că mă plictiseam repede de jocurile pe care le aveam. Altele noi, pula, și desenam ca handicapat un Paint. Oricum, și-a făcut treaba cât de cât unitatea și acum o mai am. Abia așteptam să apară jocuri de-alea noi la cereale, să pun și eu laba pe un joc nou. Când mi-am tras internet, mamă. Fericirea mea trecuse peste vârful moldoveanu, sunteți nebuni. Acum eram și eu frumos pe Yahoo Messenger, că generația Mirc s-a oprit la mine. Mai pe High Five, mai cu nume de-alea cu astea așa. Mai dădeai un buz, dacă scrieai ca tot omul normal erai ultimul handicapat, trebuia să scrii numai cu S, H, cu K, cu d-astea. Oricum era forță că eu n-aveam monitor de la cu ecran curbat. Bine, nu curbat de la ca în zilele noastre, curbat invers era pe atunci. Pe vremea aia îți doreai să nu fie curbat, era de la cu tub drept Samsung ca baroșii. Bine, ochii tot mă rupeau dacă mă jucam 3 ore ca mania cu Revolt. Al doilea PC-ul mi l-am luat prin clasa 7-a, cred, deja era Rai. Rupeam Crysis-ul și Assassin's Creed-ul. Dar oricum, chiar dacă nu am avut internet câțiva ani, tot a fost șmecher. Mai mergeam la o sală de aia de calculatoare, mai dădeam și eu un bus sau un mas la o fată, ceva. Parcă îmi e dor de ani așa. Dati follow pe Instagram la Vajet de la lumea lui Dedo. Eu am avut primul PC pe la 7 sau 8 ani. Știu că l-am primit cadou de la o rudă. Deci era un calculator la mâna a doua. Nu eram ca voi ăștia de acum care vă nașteți cu tablet în mână și cu touchscreen și cu toate alea. Plus unități grele de-abia de cărai și monitoare cu tub ca televizoarele vechi. Bă, și PC-ul ăsta era genul de PC pe care îl aveau majoritatea. Bine, totuși, era destul de vechi și pentru anul 2005, era făcut prin 99 sau ceva. Știu că avea o carcasă de aia albă clasică, avea floppy disk, nu știți voi ce e ăla, bine, nici eu n-am știut că n-am folosit niciodată, dar era slotul acolo. Plus un CD-ROM important, pentru că nu prea erau CD-uri pe atunci, de DVD ce să mai vorbim. Bă, și țin minte și acum sunetul ăla mirobolan de Windows 98 când pornea. Și mi se părea așa mișto când m-am uitat și vedeam icoanele alea acolo și desktop-ul albastru așa. Habar n-aveam cu ce se mănâncă un PC. Am deschis din greșeală Notepad-ul și am început să scriu, mi se părea wow. Și începeam acolo ca ultimul ciudat. Dragă PC-ule, îmi place că pot să scriu la această tastatură. Și tu poți să vezi ce scriu eu. Deci eu credeam că vorbeam cu calculatorul. Aveți acum telefoane care au gigabytes la RAM? Păi bă, oameni buni, știți câți RAM avea PC-ul ăla? Undeva la 64 de mega? Nu știu ce procesor avea sau dacă era vreun Pentium 1 sau ceva, dar era wow pentru vremea aia. Puteai să asculti muzică de pe CD-uri pe Winamp și se ascultau melodii de genul... Asta era o melodie în care zicea una că vrea să moară toți vecinii de pe scară pentru că vrea să petreacă. O să pun un link în descriere dacă vreți să ascultați. Puteai să scrii Notepad și pe lângă Solitaire aveam și eu jocurile mele. Când au auzit tovarășii mei că eu am PC, au venit cu borsetele pline de CD-uri să-mi pună jocuri. Vă dați seama că au încercat să pun atâtea jocuri și majoritatea chiar nu-mi intrau, adică nu mergeau pe calculatorul ăla. Câteva au mers și printre ele erau Captain Claw, Zuma și Tarzan. La Captain Claw știu că mi-era o frică și la Tarzan nu prea puteam să trec de niște misiuni. Și când mă enervam pe astea două, jucam Zuma. Ca spartul pără se enerva maică mea că nu vin la masă.